Știu că am tot postat talisman în ultima perioadă pe canal, talismane aduse la comandă, dar având în vedere că cererea este mare pentru ele, chiar n-am ce să vă prezint altceva, deși mai am niște mașini pe drum pe care o să vi le prezint. Astăzi am ridicat 3 talismane. Unul are 45.000 de kilometri, este manual 1.6. Ăsta pe care o să-l predau în maxim o oră, vine clientul după el. Și mai am un inițiale Paris cu panoramic, căruia o să-i fac în 2 zile rarul și probabil o să-i fac o prezentare și la ăla. Însă o să găsiți pozele cu asta din Franța, din momentul licitației și de astăzi, de când este livrată către client, pe Instagram. O să fie postate acolo mai multe, să vedeți exact pe ce este vorba. Și am hotărât să-i fac o prezentare pentru că marea majoritate vor cutie automată, zicând că totuși o mașină de generație nouă, plătesc niște bani pe ea și vor să aibă cât mai multe rotări. Ei bine, mașina asta este manuală, însă are foarte multe rotări. Asta este cheia, săpunul, cum zic unii, sau mă rog, cartela. Și este variantă de echipare intens. Avem în față farurile LED Pure Vision, avem și butonul magic de aici de pe cheie. Și cam asta este lumina pe care o conferă. Sunt niște faruri foarte frumoase. De obicei, la talisman să știți că au un luft aici, dacă bara a fost dată jos sau nu neapărat. Clemele sunt cam de proastă calitate. Să zic că ăsta e un dezavantaj la talisman, că poate la calitatea asamblării se putea lucra. Avem sigla ca de tir. Mașina, nefiind inițiale Paris, n-are aici scris inițiale Paris, cum este la cele cu echiparea respectivă. Mă rog, mașina mai are mici zgârieturi pe bara față, aici, care au fost și evidențiate. Astea sunt cele din licitație. Momentan am spălat foarte puțin mașina ca să fie cât de cât curată pentru prezentare, însă după 2-3 spălări sau dacă o iei la cârpă, probabil ies, adică nu rămân pe mașină. A venit cu cauciucuri de iarnă. Probabil ori a stat mașina în perioada asta de la iarnă încoace, ori pur și simplu a mers cu ele pe vară. Eu zic că mai duc ceva, ca și tot sunt 2020, săptămâna 21. Jantele arată bine. Avem aici un mic punct care a fost evidențiat și în licitație. Serie de șasiu. Parbrizul are o singură problemă doar acolo. Avem alertă la unghiul mort, aici în oglindă. Keyless. Interiorul ăsta mi l-aș fi dorit să-l am pe primul talisman, dar n-a fost să fie. Însă geam redice, reglajele pentru oglinzi, sistemul audio Bose, talisman, scaunele full electrice și pentru lombar și pentru, am mutat-o, scaunul. Ăsta este butonul pentru masaj. Avem scaune încălzite, ventilate, full electrice cu masaj. Și cam așa arată de aici. O să vă prezint mai în detaliu când o să intrăm la interior. Aici avem volan încălzit, avem Distronic. N-avem parcare automată, dar o să dezvoltăm puțin la interior exact ce rotări are și ce n-are. În spate arată destul de bine, nu cred că s-a stat foarte mult în spate. Mașina are undeva la 130.000 de kilometri. Și pentru că știu că o să fie foarte des întâlnită întrebarea cât a costat mașina, undeva la 14.000 de euro cu transport, TVA și toate taxele incluse, ceea ce pentru kilometri ăștia mașina este 2016, mi se pare un deal bun, o afacere bună, mai ales dacă vrei manual. Avem cârlig, avem cameră marșarier și hai să și deschidem portbagajul. Astea sunt numerele de Franța. Avem cric, roată de rezervă, surprinzător, pentru că de obicei transportatorii români cam împrumută astea. La capitolul tablă, să zic așa, arată destul de bine. Mașina are un singur defect aici, care a fost evidențiat în licitație, de care clientul știe și până la urmă o bară vopsești cu 3-400 de lei. Adică nu mi se pare ceva foarte grav, sau poți pur și simplu să faci o reparație doar în zona respectivă, dar nu e ceva de speriat, pentru că foarte, foarte, foarte multă lume, dacă vede o bară zgâriată, ștearsă și așa mai departe, nu cumpără mașina pentru că este atinsă. Și mulți preferați să vi le vopsească cineva și să vă ceară 1000 de euro în plus, că nu mai are defectul acolo. Adică unii nici nu au așteptări normale, ce-i drept, dar asta nu este problema mea. Eu încerc să arăt mașinile așa cum sunt și sincer să fiu, mă interesează mai mult dotările sau kilometri decât faptul că are chestia la bar. Eu merg cu mașina și cu chestia acolo. N-avem AdBlue. Aici arată cam așa. For control, pentru cei care nu știu, este sistemul cu ajutorul căruia virează și roțile spate. La fel și aici avem scaune full electrice, este reglajul pentru lombar, masaj,
Față de inițiale nu are extensie aici, la scaune, însă scaunele sunt într-o stare bună și îmi plac foarte mult și inserțiile alea de acolo, care imită lemnul, avem lumini ambientale, acolo sunt comenzile pentru navigație, avem și ceva sisteme de siguranță, frânare, de urgență, lane assist, aici la fel talisman, Bose, sistem audio Bose, mulți pun doar ăsta care costă 20 de lei, dar dacă nu au și astea, nu este sistem audio Bose, plus că trebuie să fie anumite setări în navigație, care și alea cred că pot fi codate, deci probabil dacă cineva vrea să te facă, te va face, adică te păcălește oricum. Însă, per total, mașina arată destul de bine și se vede rulajul, care este unul destul de scăzut. Am cerere pentru talisman, însă mulți n-au bugetul real sau intervine, bineînțeles, problema cu banii, că nu știu ce garanții au ei că le vin mașinile, ce garanții au ei că nu le fac cu banii și așa mai departe. Și cu oameni de genul ăsta, sincer, la cât de mult m-am chinuit să îi fac să înțeleagă și așa mai departe, chiar nu vreau să am de face. O să și pornim să vedem exact cum sună. Cam așa arată la interior, din partea șoferului. Este 1.6131 de cai, nu este cel biturbo. Distronic, comenzi pe volan, navigație mare. De aici pui distronic, un limitator de viteză, multisensul, modurile de condus. Ventilație, încălzire, butonul de eco, start, stop, ventilație, încălzire. Ceasurile digitale care sunt standard, head-up display. Îmi plac și inserțiile astea pe aici pe ușă. For control și acolo pe bord. Mare atenție și cu for control-ul, văzusem la un moment dat pe un anumit grup de Renault faptul că unii pun până și ăsta pe bord, însă mașina dacă nu are for control se simte că nu virează spatele, adică oricum ai vrea să păcălești, se simte. Aici la butoane, câte butoane are Bose, avem volanul încălzit care vine și cu duzele încălzite, o să vă arăt la exterior. Dacă nu are duzele și are doar butonul pus și se aprinde, nu are volan încălzit. Și aici este haionul electric care de obicei este pe brecuri. Manual în 6 trepturi, după cum am zis, avem cameră marșalier. Trecem că ăsta este S-ul săracului, cum s-ar zice. Și hai să le ridicăm capota. Avem specific la franțuzești, mă rog, la mașine franțuzești, puse mult mai ciudat butoanele. Însă de bine de rău, aș prefera să am butoanele puse iurea, însă să fie mașina fiabilă. Adică treaba asta cu butoanele cred că este ultima grijă. Și măcar la talisman, care este vârful de gamă la Renault, avem și noi un amortizor, bine, talisman și coleos. Cum verific la orice altă mașină, avem 4, imediat să focalizeze telefonul, 4 decembrie 2015 și aici avem 3 decembrie 2015. Mașina este februarie 2016, dacă nu mă înșel, sau ianuarie. Avem aici o revizie la 112.000. Aș recomanda clientului, am recomandat deja să facă o revizie totuși. E bine să faci o revizie dacă nu a fost făcută recent, pentru că trebuie să știi tu de unde pleci. Și cam ăsta este motorul. Hai să-i dăm o cheie, să vedem exact cum sună. Este pe lanț, distribuția. Și știu că mulți zic că este o mașină puturoasă, nu trage. Eu zic că îți faci treaba cu ea dacă ai așteptări normale. Piciorul pe frână. Ați așa că a pornit aici direct radio-ul. N-avem martori aprinși în bord. Hai să ascultăm puțin și motorul. Vedem exact cum sună. Mie personal mi se pare un motor foarte silențios față de altele din generația ei. Dacă o să punem pe față scurt, o să aprindă și LED-urile de la faruri. Îmi plac destul de mult cum arată. Și la interior, acum că am pornit-o, cam asta e priveliștea de la volan. Asta este navigația mare și camera marșalier. Bine, acum s-ar putea să nu mai dispare eventual. Aba, nu, doar îți apare pe ecran mare, să zic așa, pe tot ecranul. Consumul este de 8.5 pentru că s-a resetat adineauri, dar în orice caz eu zic că mai mult de 6 nu consumă la drum lung. Cu o medie de 11 la oră, oricum, în momentul în care stă pornită mașina, crește consumul. Da, ar fi o revizie în 400 de km. Și are 132.147. După cum vorbeam de
navigație, avem aici sistemele de siguranță și avem lane assist, avertizare de distanță apare în bord aici când ești în mers, frânare activă de urgență care este activată, alertul unghi mort este activat și el, bate destul de mult soarele, alertă de viteză, dacă depășești o anumită viteză o să scoată un sunet astfel încât să te avertizeze că ai depășit, fază lungă automată, asta o să o pornesc. În momentul în care ai farurile pe auto și împingi spre fază lungă, să zic așa, o să dea fază lungă automat. Și cam astea sunt sistemele de siguranță. Ce mai îmi place la Talisman, mașina a venit cu două chei, apropo de asta. Ce mai îmi place la Talisman este faptul că dacă apăsăm pe multisens, putem să configurăm fiecare mod cum vrem noi. Amortizoarele, astea sunt standard, în schimb putem schimba ceasurile, afișaj 1 și s-a schimbat. Mie 1 sau 2 îmi plac pentru că văd turațiile mai bine. Avem și 3, care sincer nu-i văd rostul, nici asta că nu-i vezi turațiile. În schimb 2 eu cred că e cel mai ok. Și poți customiza. A, și dacă se pornească masajul. Și apropo de masaj, avem plus lumina ambientală, avem butonul de masaj pe scaun. Se deschide meniul, este foarte intuitiv și dacă umbli de aici. Și avem așa masaj și avem și pasager și șofer, îl prind la șofer, poți să selectezi modul de masaj, poți să selectezi viteza, intensitatea, ceea ce pentru o mașină de 14.000 de euro, încă o dată repet, pot fi 14.000, pot fi 16.000, pot fi 17.000 în funcție de dotări și kilometri. După părerea mea, pentru configurația asta și dotările astea și kilometri, ăștia mașina merită 14.000 de euro, undeva pe acolo, ca să nu dau prețul exact. O mică particularitate la mașina din generația asta, având în vedere că are sistem audio Bose, până la finalul anului 2017 au avut o problemă aici în portbagaj la difuzoare, pe care o are și mașina asta. Ulterior s-au rezolvat la modelul următoare. O altă problemă specifică la Passat, adică era să zic Passat, bine că n-am zis, la Talisman e că nu se așează foarte bine stopurile, e ceva specific la ele, însă nu știu, eu oricum apreciez foarte mult designul la mașina asta și îmi place foarte mult, indiferent că nu se așează perfect stopurile. Mi se pare o mașină foarte frumoasă, foarte elegantă și mă bucur oarecum, pentru că acum 3 ani de zile când am cumpărat eu primul Passat, nu prea voia nimeni să cumpere. Să zic că griul ăsta poate e printre cele mai comune culori, nu-mi displace, iar dacă avem pachetul de iarnă, avem aici ghiuzele încălzite pentru faruri, plus volanul încălzit și... Că tot am vorbit de kilometri, avem și niște facturi venite de la site-ul de licitație. Ca să vedem așa un mic istoric al ei. Avem aici niște facturi. Aici este o factură de la 100.000 de kilometri. Una de la 112.000, asta cred că e ultima revizie în 2021. 268 de euro probabil este revizia, da. Și aici văd că s-a schimbat filtrul de motorină și alte cele, ca să vă dea seama cam cât costă reviziile prin afară. Da, este 22.02.2016 mașina și cam astea sunt ultimele revizii. Cred că mai am niște acte la mine mașină, dar o să verific ulterior. Și cam asta e mașina. Nu știu, aștept pe levasă în comentarii dacă merită banii ăștia, dacă da, de ce, dacă nu, de ce. De ce v-ați cumpăra un Talisman? Ce nu vă place la Talisman, ce vă place la Talisman și chiar dacă poate mulți dintre voi nu vreți să vedeți clipuri cu ele, o să postez pentru că sunt mașini des întâlnite în ultima perioadă, sunt mașini cerute și chiar vreau să vi le arăt și eventual să mai aducem și altceva în afară de cele nemțești în țară, for control și cam așa arată. Mie chiar nu mi se pare un interior urât, chiar dacă foarte mulți se blamează, plus că ai foarte, foarte, foarte multe rotări. Bun. Cam asta este episodul, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!